la Ioan Evanghelistul, la Maica Domnului, ce îi spune Îngerul din cer Maicii Domnului? Puterea celui prea înalt te va umbri, Duhul Sfânt va veni peste tine. Fiul ce se va naște din tine, Sfântul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Ce îi spune Arhanghelul ala lui Zaharia în templu? Elisabeta va avea un prunc? Chiar dacă sunteți trecuți de bătrânețe. Ăsta zâmbește, râde, o ia ca o neîncredințare. Și atunci Îngerul îi spune, am să-ți dau un semn, o să stai mut până ce o să vezi minunea cu ochii tăi. Și s-a dezlegat limba lui când a scris pe tăbliță Ioan, în numele fiului său. Ce se întâmplă cu... Ce se întâmplă cu Iosif când vrea din simplitatea și cinstea lui bătrânească să o lase pe Maica Domnului ascuns? Nu te teme a lua pe Maria la tine, că și ceea ce intrânsă ai de la Duhul Sfânt? Deci, vedeți, ele se succed în cascade cu sensuri și cu rosturi nu întâmplătoare. De aceea îngerii se mai numesc și duhuri slujitoare. Și aceștia au venit să slujească teologiei bisericii. Nu bisericii, teologiei bisericii. Și iată ce nu știe biserica cea nouă, biserica Noului Testament, și trebuie să afle prin revelație direct de la Dumnezeu, nu de la ea. Mai auzi câte un gherțoi, eu așa le spun la ăștia care nu citesc nimic, dar știu teologie și își dau cu părerea despre credincioși și despre ortodoxie și despre biserică. Păi eu știu tot de ortodoxie, să-mi zic, băi, bine că știi, Doamne ferește să nu știi. Adică, de unde să știe biserica ce s-a petrecut dincolo de mormânt în lumina cea pururea viitoare, dacă n-ar fi venit îngerul să ne spună nouă ce e acolo? Deci, locurile în care biserica se poticnește în cunoaștere, vine apofaticul din cer, îngerul cel nevăzut și nematerial și nepriceput, se înmaterializează, și vocea lui Dumnezeu prin duhuri slujitoare ne vestește nouă ce se întâmplă acolo. Și iată ce frumos îngerul le spune. În primul rând le citește firea. Nu vă mai înspăimântați. Gata, n-aveți de ce vă fi frică. Eu nu sunt aici să bag boala în voi. Nu sunt aici să vă înspăimânt, nu sunt aici să vă fac rău, nu sunt aici să vă intimidez, nu sunt aici să intrați în panică. Nu vă mai înspăimântați. Eu știu și ce căutați, le spune îngerul. Voi îl căutați pe Iisus Nazarineanu cel răstihnit. Cum ați răspunde dumneavoastră la o expresie de genul ăsta dacă ați fi întrebați de o asemenea expresie? Să vină un înger din cer să spună, eu știu că îl căutați pe Iisus Nazarineanu cel răstihnit. Eu aș răspunde simplu, făcând conexiunea cu Ghețimanii. Petre, bagă-ți sabia în teacă, că eu dacă fac un semn 12 legiuni de îngeri, șterg tot într-o clipă, dar noi trebuie să împlinim scripturile. Înseamnă că îngerii au fost de față la răstihnirea lui Hristos și dacă mă duc în prohod și mă uit în textul prohodului, văd că îngerii și-au luat veșminte negre și-au acoperit fețele cu aripile de spaimă, văzând pe cel ce dă viață la făptură, stând jos în mormânt. Deci ce au văzut îngerii? Macabru umanității raportat la dragostea lui Dumnezeu, a Divinului. Deci Divinul vine să aducă harul, eliberarea, lumina, bucuria, pacea, liniștea. Care sunt roadele Duhului Sfânt? Îndelungă răbdarea, smerenia, curăția, toate împotriva lor nu este lege. Și oamenii cu ce au venit? Cu sânge. Sângele lui aruncă-l pe noi, asupra noastră să pice, asupra copiilor noștri, deci cu blestem legându-se. Și ce au spus? Răstihnește-l, 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 dar nu oricum. Bate-l, scuipă-l, dă-i pumn, dă-i palme, dă-i fiere și oțet, bate-l în cuie pe cruce, pune-l să ducă singur crucea, biciuiește-l. Deci, arătând cam în ce postură, și aici o să vă descriu două elemente distincte. S-ar putea, cum am întâlnit și altă dată, să auzim din gura cuiva zicând, deci treaba o evrei, doar nu l-au bătut ei, romanii l-au răstihnit. Este adevărat că romanii au fost cei ce au făcut calvarul crucii, păgânii ai zeului Mitra, zeului Soare, ei n-aveau treabă cu Iisus, cu religia, cu iudaismul, cu Iahve și așa mai departe.
Dar cruzimea cu care evreii s-au răstit la Pilat și i-au spus: dacă le liberezi, nu ești prietenul cezarului. Oricine se crede împărat este dușmanul cezarului. Deci vedeți? Oricine se crede împărat este dușman, se numește pe sine împărat, e dușmanul cezarului. Deci l-au forțat pe Pilat să fie crud și cu sutașii și cu cohorta să-l sadifice, să-l chinuiască într-un mod în care să-și spele față de cezar imaginea că ar tolera un Iisus răzvrătit care face în Ierusalim ce vrea el. Și deci toate bicile și scuipările și loviturile și tot ce ia Iisus este de fapt raportul de ură printr-un popor fără Dumnezeu, războinic, pentru că romanii erau un popor de ocupație, n-aveau treabă ei cu religia. Spune că romanii au ales două variante de cotropire. În prima variantă au mers pe mișcarea maselor, ce numim noi azi imigrația, cum vedeți că îmblă nebunii ăștia prin toată Europa de capul lor și vindea oaia și intră pe unii vor și fac ce vor că sunt imigrați. Așa. Doi. Captarea vârfurilor de cultură înlocuite cu rânduială romană, dar pe lângă rânduiala obștească veche, de exemplu, ai o femeie care pune mai multă sare în borș. Pune-ți tu sare în borș cât vrei, dar mai faci și borș fără sare. Adică le-a implementat și ideea romană pe lângă ideea autohtonă, adică le-a contopit cultura. După aceea s-au gândit că nu-i bine nici așa. I-au numărat ca pe vite, le-au pus impozitele cu pricina și i-au lăsat să facă ce vor ei, dar cu o singură condiție: să asculte de stăpânirea asupritoare care i-a cotropit, dar fără să-i omoare, fără să-i ucidă, fără să-i violeze, fără să-i bage în temniță, fără să-i facă sclavi, fără să le pericliteze ceva habitatul unde se desfășoară ca și popor sau ca nație cotropită. Acest lucru îl trăiau acești romani în Ierusalim. Ca drept dovadă că Pilat abuzează de această putere și care era știută vreme și spune așa: eu n-am găsit vreun păcat omului acestuia, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Ei imediat și-au jucat masca de oameni oficiali corecți ai legii, pentru că și Pilat știa din legile romane, nu poți să stai într-un teritoriu să nu cunoști obiceiurile. Noi numim aceasta SRI, nu borfașii de azi, SRI, adică modul de informare a iscoadelor, cum se spune în Scriptură, care știu tot ce se întâmplă în locul respectiv, prin oameni, prin copii, prin femei, prin oricine lucrau. Și atunci, ei știau foarte bine pornirile, ca drept dovadă că și în Evanghelia răstignirii spune, Pilat știa că ei din invidie l-au dat la moarte. Deci, vedeți, simplu, justiția. Dar în același timp se lasă la mâna lor, prefăcându-se că nu înțelege, dar că le respectă legea. Noi, după legea noastră, trebuie să moară. Dar noi nu omorâm azi oameni pentru că la noi e praznic. Mâine și trebuie să fim curați, adică omorâți-l voi în contul nostru. Au plasat, cum se spune, scoaterea castanilor din foc cu mâna romanilor. Și atunci Pilat l-au dat armatei, s-a spălat pe mâine, a spus: eu n-am nicio vină de omul acesta. Aici se arată slăbiciunea, că deși știa că conform legii n-a greșit, totuși îl plasează învinuirii false și îl dau să-l cerceteze, să-l ancheteze, să-l chinuie și să-l ucidă. Dar ei ies basma curată, în schimb urmăresc îndeaproape tot calvarul crucii să se desfășoare conform ritualului și înțelegerilor. Nu cumva acest impostor să scape și ca drept frământătură sufletească, noi mai găsim o reflexie în Scriptură unde spune așa: auzi măi Pilat, tu știi că acest amăgitor a spus că peste 3 zile învie? Deci forfota conștiinței, psihicul minții frământat. Ia să pui tu niște ostași, ia să sigilezi mormântul, ia să-l pecetluiești, ia să pui pază și ia să-l păzești 3 zile să vedem noi ce se întâmplă. Nu atât de mult că ei nu erau convinși că Hristos va învia știind că Lazar a înviat. Erau ferm convinși de înviere.
Dar cumva să zădărnicească planul învierii, măcar după aceea se poate spune că din banii ostașilor l-au furat. Numai că v-am spus, acest mormânt, acest înger, această piatră, aceste peceți și aceste femei sunt martorii care vedeți că acest mormânt este de viață făcător, de aia ne duce noi și îl vedem an de an și ne închinăm la locul unde vine Sfânta Lumină, care este semnul ceresc că Iisus s-a dus în lumina și în izvorul luminii, la pântecele de veci a neîncăputului și nemărginitului Dumnezeu. S-a dus pe tronul Tatălui.